De câteva zile, bune Mihaela Rădulescu și Felix Baumgartner se distrează în Turcia, alături de fiul brunetei. Dacă dimineața se relaxează la plajă, acolo unde savurează un mic dejun copios și o băutură rece, spre după amiază, cei doi bărbați din viața Mihaelei iau lecții de kitesurfing, un sport extrem. Cei trei s-au cazat la un hotel de lux din Turcia, unde prețul unei singure camere poate ajunge și la 1000 de euro, însă fiecare bani investit merită. Cei trei se pot bucura de o priveliște superbă între câmpurile întinse și dealurile Coxada. Ba mai mult, plaja pe care Felix și Ayan iau lecții de kitesurfing este la doar câteva minute de hotelul în care sunt cazați. Dacă ziua Felix, Mihaela și fiul său își ocupă timpul cu diferite activități, seara cei trei poposesc la restaurante de lux, acolo unde sunt răsfățați cu delicioase mâncăruri mediteraneene, pește, dar și preparate cu specific tradițional.